mare că acesta este trenul. Azi nu puneți pe tren. Și ăsta este trenul. Nu știu dacă mă aud, ați vrut un let's play din tren și ăsta este trenul. Să ne uităm puțin pe afară. Acum se face ziua și spre Timișoara. Timișoara, venim. Venim. Nu știu cum ne cheamă. Se pare că trenul a pornit din stație. Ne-a clanxonat. Nu a clanxonat chiar atât de tare pe cât mă așteptam. Și se pare că încet, încet merge. Merge, merge. Se pare că este un marfar. Ai, dă-mă ăsta, dar lung e ăsta. Dar lung e marfarul, că îmi trag nervi. Da, îl vedeți. Hai că am pornit și noi. Încet, încet. Pornim și noi, este bine, este bine, este bine că nu este rău. Hai că am pornit și noi încet, încet, să ținem bine de telefon. Da, și cam acesta a fost și acest marfar minunat cu gaz lichidiat. Asta e groapă de bun. Da, păi nu știu. Autostrada din Arad, sau nu știu ce asta, nu cred că e ceva pol. Da, ceva pol, centura. Asta e centura Aradului. Faci centura. Bună, 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 bună. A, văd că aici am. Continuare. Foarte tare. Și deja începe să se finească. Este foarte bine. Asta. Foarte tare, frate. Foarte tare. Și naiba e. Hai să dăm zoom. Și se pare că am ajuns în Timișoara. Și am găsit o fată care se dă pe ceva chestie. Chiar nu înțeleg ce chestie aia, dar mere frumos și mai bine zis, Timișoara, primele momente în oraș. Vai, da mare, bă. O, dar lumina asta mă nerează, bă. Nu e atât de clară. Mop. M-ai părăsit, nu, te rog, nu mă părăsi. Nu mă părăsi. Dar nu, că o zic că așteaptă până fac cea poze. Hai, da, aceasta este catedrala din Timișoara. Este foarte frumoasă. Și înaltă, sper că nu o să ajung. Să dau de cineva. Sper că se uită și oamenii pe unde mări. Doar eu. Da. Foarte interesant. Aici am văzut că s-o tras prima oră. Da. Revoluție. Din 1989. Foarte interesant. Uă, ce fain e centrul Timișoare. Ăștia sunt niște ăștia zburători. Ceva animale zburătoare. Foarte interesante. Ai, trage, trebuie să fac o panoramă de asta de 360 de grade. Foarte frumos orașul ăsta. E frumos centrul Timișoarei. Cerul este albastru, frumoasă catedrala, frumos oamenii. Și este foarte frumos aici. Se pare că a meritat să vin în Timișoara. Da, și se pare că ăsta e centrul. Hai că nu mai e centrul, nu știu ce e. Cred că Julius Mall, hai să dăm zoom acolo. E cinemaul preferatul nostru, ceva Zara magazine, San, nu știu ce scrie acolo, Zara, C&A, Brejel, acolo sus e Volvo, și acolo este UPC and McDonald's,
Da, și încet, încet se termină și vizita noastră în Timișoara.